Sâmbătă 12 decembrie, la inițiativa Fundației Episcop Melchisedec Roman, în sala multiplex din Parcul Municipal Roman, va avea loc conferința Creștinismul abia începe, ce va așeza în dialog două personalități ale vieții cultural-religioase românești, pe înalt preasfințitul părinte Ioachim și pe academician Constantin Bălăceanu Stolnici. Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici este cunoscut ca fiind un apreciat om de știință, medic neurolog, profesor de neuropsihologie și anatomie a sistemului nervos, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și al Academiei de Științe Medicale din România. Este de asemenea director de onoare al Institutului de Antropologie al Academiei Române și președinte de onoare al Societății Academice de Antropologie. Descendent al bălăcenilor, veche familie boierească, aparținând nobilimii pământene, căreia în secolul al XVII-lea aula imperială vieneză i-a conferit titlul de conte al Sfântului Imperiu Romano-German și a concesionat stema. Prezența academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici la Roman pentru prima dată în calitate de conferențiar este motivată de inițiativa conducerii Fundației Melchisedec Ștefănescu, care, în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, a decis organizarea unor conferințe cu tematică religioasă, ce poartă titlul generic de Creștinismul abia începe și care abordează din perspectivă teologică marile neliniști cu care se confruntă societatea românească și, până la urmă, românul contemporan. Evenimentul se va desfășura sâmbătă 12 decembrie, începând cu ora 17 la sala multiplex din Parcul Municipal. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.